Eu Snake, ăsta techit, hai să trecem la treabă, deja știți ce și cum, nu mai trebuie să vă explic. Episodul cu numărul 4. În episodul de astăzi o să mergem mai departe și o să începem să lucrăm cu ce vorbeam data trecută deci în primul rând mai știți că mă uitam în episodul trecut la chestia asta și ziceam că e fantastic, de multă e, am realizat și eu după episod că eu mă uitam la Energy Condenser MK2 noi avem nevoie de Energy Condenser 1 care se face din 4 bucăți de Obsidian, 4 diamante și un Alchemical Chest care se fac relativ ușor zic eu prima dată stați așa, mi se pare că aveam 14 pe pe undeva diamantele. Yes, le aveam pe aici. Le aveam pe aici. Hai să facem prima dată un... N-am pus chestu. Ba, da, l-am pus aici. Ok, bun. Deci, uh, cum se face asta? 4 diamante. Oh. Ok. He, 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 După cum am zis, privim partea bună. Oh, aici pot să craftez merele de aur. Ah, Păi atunci dacă pot să ne craftez așa... Te rugo. <laughs> am învățat merele, dar chiar acum am învățat merele de aur. Ok. apoi la 5 diamante și am destul EMC cât să mai au câte ceva în caz de... Bun, hai, hai să mergem mai departe. Deci, obsidian. Mai am obsidian pe aici sau l-am folosit pe tot? Bă, problema e că nu cred că l-am cam la vreo bucată de obsidian. Eh, nu e așa mare problemă. Intrăm frumos în Nether, luăm din portal o bucată și ne vedem de treabă. Uh, ok. A venit, a venit <gântă -i> după mine găinușa. Ok. Uh, um. gata. Acum avem obsidian care are și aici 4 EMC. mă, e ceva, e ceva. Adică totuși, e un stack de cobblestone Ce e că de acum nu prea o să trebuiască să mai uh, uh, multiplic uh, piatra, măcar să stau să mine singur. Bun, deci am nevoie de 4 de astea în momentul de față. Și acum acum era așa parcă invers. Era obsidianul în colțuri, sus și jos diamantul și ăsta. Bun, perfect. Și avem un energy condenser. Tan, tan, tan nan, 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 nan. Okay, Și în sfârșit, chestia asta, dacă ii punem aici... Ce? Așa, bun, deci chestia asta, ar trebui să fac același lucru ca ăsta, pui aici un diamant și bam, uite avem unul, ne mai trebuie încă 8191 EMC și ajungem la asta. Bun, acum de ce, ne de ce o să ne fie super importantă chestia asta? Pentru că o să folosim, îmi trebuie un bloc întreg de diamant, o să folosim chestiile astea, uite gen, mas, maximum generation rate. 4 EMC pe secundă. Deci ăsta dacă lăși deschis, efectiv face 4 EMC pe secundă. Ceea ce înseamnă că noi nu o să mai avem probleme cu majoritatea materialelor după asta. M mă rog, tot o să avem niște probleme, dar mă rog, o să vedeți voi. Uh, ce... da. Ce vreau să fac? Prima dată vreau să fac câteva de astea. Deci asta am nevoie de 6 bucăți de glowstone, un bloc de diamant și o bucată de glass. Uh, hmm. Da, da, o să fie o mică, mică, mică problemă. Ok. Uh, pai atunci, hai să multiplicăm, nu știu, să vedem cum multiplicăm temele. Ok, prima dată mergem în Nether. Pe peaceful, corect, l-am dat pe peaceful să nu mă omoare ăștia cât, cât stăteam afecat și mă uitam să văd dacă să-mi fac vreo poză de thumbnail sau nu dar acum nu mai e cazul. Bun, deci până la macerator, că o să ajungem să avem nevoie de macerator, cea mai bună chestie ar fi să facem rost de niște glowstone, văd că e o tonă de glowstone pe sus, hai sus. Mergem sus la glowstone și îl folosim pe post de EMC. Pentru că, din păcate, nu cred că există ceva mai accesibil decât glowstone-ul care să aibă și MC mult au au Ok hm întrebarea mea e ce face un blaze așa random pe aici înseamnă că trebuie să fie pe undeva o dasta pai o... că știți voi la ce mă refer. Bun, pai atunci dacă nu ne batem cu niciun blaze nimic și să sperăm că Uh, piglinii ăștia nu vor să se supere că le sparg uh, Glowstone-ul Ok, o să nu și dus Ok Bun, hai la treabă să spargem glowstone-ul ăsta Ok, gata, am scăpat de problema asta Mă rog, de problemă Am luat uh, glowstone-ul de acolo Acum mai să vedem cât glowstone avem în totalitate. A, două stacuri și un pic. Oh! Oh! Damn! Deci, un, deci 16, 24 de mii. Ok, păi știți ce înseamnă asta? Că facem rost destul de repede de ce ne trebuie. Era mișto dacă aș fi avut un, un um, un silk touch, stați că am mai văzut ceva, pai. uite gata asta, voiam, voiam să iau emeraldul ăsta Și din nou o să am nevoie de... oh nu Da, acum am realizat greșeala pe care am făcut-o Trebuia să-mi fi luat mai multe bucăți de glowstone și după aia să mă fi, să -mi fi, să mă fi dus după asta Ea greșeala mea, am greșit-o urât acolo uh. Sunt curios dacă mă atacă și ăștia care nu m-au văzut sau mă atacă doar ăia care m-au văzut atacând acea chestie. A, tu nu erai acolo. Mă rog, nu mai contează. ce e cert e că trebuie să dispar aici în momentul ăsta. Măcar pentru, pentru o perioadă, măcar pentru o perioadă. Mă, găinușă, ia zi. Ti place aici, e frumos? Doamne ferește, mă. Ok. Deci, toate ca toate. Bam! 6 diamante doar. Bă. ce drept nu mai avem mult și facem... Ok, și facem primul nostru... St nu, stac, bloc, bloc de diamante. Deci ăsta e 3.000, nu e, nu e fantastic de mult, Iron-ul. Nici pe ăsta nu cred că o să-l dau acum. Sincer, cred că o să mă duc... Nu, 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 nu să mă risc, să nu mă risc. Uh, Ce-aș mai avea nevoie? Aș avea nevoie de un Shield în primul rând. Nu aveam unul pe undeva. Bă, ne, nu ai problemă. Facem un shield. Bă, dar chiar că Emeraldul oare ce EMC are? Că mi se pare că Emeraldul nu era... Ok, știți ce? De data asta o să prăjesc Emeraldul Au, oh, dar chiar stai, dacă îl prăjesc, după aia o să... Mă, știi ce? Hai să facem două emeralde că nu sunt așa de complicat. Pana mea nu stau acum să salvez la propriu fiecare EMC. Vă zic că maceratorul ar putea să-mi dubleze itemele. dar asta ziceam, adică gen -am, să mi dea patru emeralde ori în loc de două. Și poate mai multe în loc de câte una. 16.000, oh my god, asta înseamnă că emerald, de fapt, da, are, are logică, ca emeraldele să aibă WMC well, acum chiar am pierdut ceva emeralde uh, learned nu, doamne, nu aici voiam să le pun dar chiar că și acolo mai avem vreo 7000 MC. perfect gata, în sfârșit, hai la somn am uitat să fac am uitat să fac uh, uh, copie după un glowstone, ups <laughs> uh, cred că am mâna alchemical chest, pardon, nu alchemical chest, în transmutation table uh, totuși Ok, deci am un glowstone și pe asta o să-l învățăm și câte de glowstone? 6 trebuie să fac rost. 1, 2, 3, 4 și mai întrebe 1 și uitați cum facem, așa facem. Bam, și acum avem 8 glowstone. Și glowstone-ul cât ai scare? 1500, mamă, dar are o tonă glowstone-ul la cât de ușor e de făcut rost. Uh, pa, 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 pa. Eee, boi. Ce fain e să ai piatra filozofală să-ți faci dărtul în sand. Nu mai trebuie să te duci până la mama naibii când vrei să faci o singură bucată de piatră. Ba da, am, am, zis bine, nu? Da, o singură, bloc o singură bucată e. Și pe aia pur și simplu o copiem, acum mai și nu mai trebuie să o mai facem. Ba da, cu broken pickaxe-ul ce pot să fac? Pot să fac bronz cred că nu mai e atât în carpenter ok pana mea o să deci după, deci, după cum ziceam ce mă bucur că am uh, acest uh, mirobolant item cu care pot să transform uh, sand ăsta dirt un sand când am nevoie <laughs> Ah. acum gata, am învățat și sticla hai să luăm sticla înapoi și să facem pe pe, îmi trebuie și un cest. deci furnace jos, glas sus trebuie să fac și un bloc de diamante, că bineînțeles că trebuie să fac și un bloc de diamante care are 73.000 Bun, dar l-am învățat și pe ăsta. hai. Ok, deci în mijloc un bloc de diamante. Așa, așa. Bam! Chestia asta nu are decât 82 de 83 de mii EMC. 83, doamne, deci da. Da. Și acum, dacă lipim astea două, bam, puteți să vedeți că chestia asta a început să facă EMC singură. Și evident, bine, hai să încercăm cu ceva care nu are EMC, eu așa de mare, n uite, cu carne, bam. Ăsta urcă, ajunge până la 64 și face o carne. Mai urcă, mai crește la 64, bam, mai face o carne și tot așa. Și da, asta are toate spațiile astea. Deci vă dați seama, imaginați-vă să... Bine, efectiv, dacă eu aș putea să... Nu, nu știu cum să zic, uite, mă fac o groapă. Mă bag aici. Zbam tau AFK și se fac iteme, ceea ce este perfect. Sau pur și simplu când lucrez la alte chestii de ale mele, ăsta se strânge aici și așa se face. Bun. Deci, acum ce vreau să fac este să mă duc să fac rost de niște glowstone și să mai facem încă unul. Bun, deci hai să vedem dacă mă urmăresc zombie și hai să mă duc să mai sparg niște glowstone. Ok, suntem aici. Mă... Nu pare să mai mă atace cineva în afară de ăla. Ups. Ok. Ok, voi mai mă atacați, nu mai mă atacați, bun. Atunci hai să mergem unde eram acolo, parcă. Uh... Băi, o... e o grămadă de glowstone pe aici. Doar că nu știu la care să mă duc mai întâi și mai întâi bine înțeles că o să mă duc la zonele astea care sunt uh, peste piatra pur și simplu. Ok, hai să mai facem încă un dosta. Ok, bun, am mai curățat o zonă aici, partea nașpa e că am început să aud gesturi așa că hai să băgăm un pic de mâncare înainte să mă arunc pe jos. Ok. Asta și ca să fiu destul de sigur că totul e bine. Mamă ce repede a scăzut saturația acolo la mâncare Nu știu dacă e tău mai da bine Chiar nu știu cât de bine Ok, hai să vedem deci ce am Ok, nu am mult Cumva, să Pă punem păcuneam doar două stacuri fix, ok uh. Doar 70 de 000... Ăla cum se numește Au Ăsta cred că e da, trebuie să mai mă duc să mai strâng o bucată de... Mă rog, o bucată, o zonă din asta de glowstone. Acum, întrebarea este de unde să strâng. Cred că o să mă duc în partea și strâng. Ok. No, bun, hai să vedem zona asta, cum rezolvăm. După cum ai, sper doar să nu vină vreun guest Pentru că asta ar fi singura mea problemă în momentul de față Singura problemă reală Ok, văd că de data asta chiar am ajuns Destul de bine Așa Văd că nu pot să merg cu shift și să trec de... Asta Bă, de căzut ar fi că dea pe jos, deci pare a fi ok. Hai să vedem ce se poate întâmpla la eu după aia. Ok, ok, încă un picuț. După ce facem al doilea colector, cred, cred, că, cred că o să fie suficient pentru moment. Adică 8 EMC pe secundă înseamnă că o bucată din aia de 64 EMC se face în 8 secunde, n-ai deci. Da. Da, deci eu. Dacă e să punem o halcă de carne, se face în 8 secunde. Bine, evident că noi o să trebuiască la un moment dat să ajungem să facem foarte, foarte mult MC pentru că vă dați seama că ar fi fost extrem, extrem, extrem de OP modul dacă nu ajungeai la un moment dat în care emc e atât de mare încât este ridicol. Adică stați că vă arăt imediat uh, niște exemple. Bun. Ok, ok. Gata, am ajuns aici. Văd ca în zona asta nu prea a picat mult glowstone. Dar a picat în partea cealaltă. Doamne, doamne ajută destul. <laughs> Hai să strângem cât se poate pentru că tot ăsta e o grămadă de EMC. Nu știu cum s-au gândit ei să pună... Oh, oh, nu. Oh, nu. ce asta? Mob nou. Nu cred, n-am... Au fost mob... A fost mob? ăsta în techitul vechi, nou. No, no. De ce trebuie să suni ca un câine când îți iei damage? No. Piele, de ce ai dropat piele? Ah, chiar, no. Ah. Acum realizez că de dubios se simte când un animal dropează piele. No, mă rog, okay. pare rău. A, ei, Si și, și stacul al mă rog, Bucata aia a avut tot aproape două stacuri. Ok, un stack de claustro, e mai mult, TMC ca un bloc de diamante. B, nu știu de ce, dar pentru mine nu e adevărată chestia. <laughs> ok, stai să vedem. Deci. Uh, hai să-l luăm, facem o șmecherie pentru că melene să-l craftez. There you Și zbam. Mai luăm un ăsta Și. Asta e nu asta voiam să fac. Gata, boys Așa. Mult mai bine. Mult, mult, mult mai bine. Ok, acum ce mai urmează? Deci avem. Uh colectorul pus aici, ne face EMC, avem totul frumos. A, dar asta nu merge noaptea, apropo. A, mi se pare că nu mergea noaptea, adică știu că nu mergea noaptea la un moment dat. În fine, știți ce a lăsat o baltă, hai să băgăm somn și noi ne auzim data viitoare, oameni buni, ce au